Au apus de mult vremurile în care românii cu venituri medii își luau concediu pentru a face călătorii. Lipsa banilor îi obligă la o viață monotonă. Mulți spun că puținele resurse financiare pe care le au se duc pe mâncare, medicamente și facturi. La munte nici nu știu cum arată muntele. N-ați văzut niciodată? Nu. Nu avem noi așa ocazia să mergem la munte sau la mare, pentru că în condițiile care sunt... Nu ai venit de unde, ce ai, ajutor social, alocații la copii. De când ați mai fost plecat, eu știu, la munte, la mare? Da, de un an și ceva. Unde ați fost ultima oară? Nu la munte, la Constanța. Nu, poți să-ți iei concediu că n-ai bani cu ce să-l plătești. Cum e ziua de azi, că n-ai o muncă, n-ai un nimic. Deci e cam greu cu vacanțe. Să știți, e foarte greu. În România asta nu se mai poate face nimic. Nu. N-ați acum. Nu, și nici nu cred că am posibilitatea, trăim dintr-o pensie, vai de capul nostru și nu avem... V-ați dori să plecați undeva? Aș dori, da. Nu sunt posibilități, da. Puțin sunt cei care reușesc să plece în concedii la mare, la munte sau chiar peste hotare. Plecăm acum luni și am fost și în Egipt și în Tunisia. Vacanțe frumoase. Foarte frumoase. Cel mai mult mi-a plăcut Tunisia. Studiile arată că anual doar 15% dintre români petrec o vacanță care presupune cel puțin 3 nopți consecutive de cazare în afara locuinței. Principalul motiv pentru procentul atât de mic este situația financiară precară.